Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Hristos a înviat! Oameni de bună credință, prieteni ai emisiunii Scutul Patriei și tuturor celor care sunt disponibili 50 de minute să asculte despre viața militarilor. Și în această săptămână, ai noștri n-au încetat să stea strajă la hotare și să păzească acest pământ, vorba cântecului. Subsemnații Domnița Jechiu și Denis Rotaru au încercat să țină ritmul lor ca să vă propună pentru astăzi subiecte variate. Păstrați frecvența! Arme de luptă, ținte improvizate și militari bine pregătiți. Aceasta este rețeta unor trageri de instrucție de nivel înalt. Baza de instruire a Armatei Naționale a devenit pentru scurt timp arenă în care și-au demonstrat abilitățile ostașii din regimentul de rachete antiaeriene Dimitrie Cantemir. Detunăturile au putut fi auzite la distanțe mari, iar pentru siguranță maximă militarii au securizat area poligonului. Le-au fost ordonate acțiuni ferme și precize, iar ostașii au depus efort pentru a executa dispozițiile. Au sincronizat activitățile executând munca în echipă. Colonel Vadim Cimărtan, comandant, comandament Forțe Aeriene. Conformitate cu planul pregătirii de luptă, în perioada 12-14 mai anul curent, regimentul de rachete antiaeriene are ieșit de campanie cu trageri de instrucții în poligon. Armamentul ușor de infanterie a fost exploatat și de militare din Batalionul 22 de menținere a păcii și cei din brigăzile Moldova, Ștefan cel Mare și Dacia. Ei au efectuat trageri la centrele de instruire militară din Bălți și Cahul. De flore de rozachie, eu plec mândru, dragă, și te las cu dor. Plec pe un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. Plec pe un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. 1, 2, 3, pășește marșul stasul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuță, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al meu. Să păstrezi iubitul jurământul care ne l-am dat sub stele pentru viitor. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii, dar cum trece anul, vin și mă înfor. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii, dar cum trece anul, vin și mă înfor. 1, 2, 3, pășește-n marșul stasul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuse, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al meu. Îți voi duce dorul, dar un an de zile nu-i atât de mult. Uite mândru trenul și-a pornit motorul, haide-mă petrece încă cu un serut. Uite mândru trenul și-a pornit motorul, haide-mă petrece încă cu un serut. 1, 2, 3, pășește-n marșul stasul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuse, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al meu.
Săptămâna trecută, ostașii căzuți în cele două războaie mondiale, osemintele cărora sunt îngropate la cimitirul eroilor din Chișinău, au fost comemorați de către 10 de tineri, veterani de război și oameni care au fost deportați în timpul regimului sovietic. Toți spun că e rușinoasă starea în care se află cimitirul și că ajungem să călcăm în picioare osemintele eroilor. Asta deoarece terenul este proprietate privată și nimeni nu are dreptul nici măcar o cruce să le pună. Comitetul de salvare a complexului memorial, cimitirul eroilor din Chișinău, se arată indignat că nici până astăzi nu a fost rezolvată problema întoarcerii în proprietate publică a cimitirului. Printre ei este și Veceslav Vârlan, membrul Comitetului de Salvare a Complexului Memorial Cimitirul Eroilor, care speră mult că guvernarea nu va permite construcția unui mol sau unei piețe agricole. Valeriu Troienco, ministrul apărării, a participat și dumnealui la acea manifestare de comemorare. Comandantul suprem, domnul Nicolae Timofte, m-a rugat să reprezint armata Moldovei aici, să prezint onorul celor care și-au jertfit viața în numele idealurilor care le-au avut și vreau să zic că un popor, un neam, are valoare atunci când își stimează și respectă înaintașii, limba, tricolorul și sunt sigur că noi, moldovenii, suntem un neam care putem aprecia la justă valoare faptele eroilor care astăzi pot servi ca un exemplu pentru cei care i-au înlocuit și se află în misiunea de apărare a patriei. Când combatantul și colegul meu care am luptat pe capul de pod cocieri, Vasile Zaeț, a vorbit, m-am simțit genat de unele lucruri care nu găsesc nicio explicație. Eu cred că este timpul pentru a pune punctele pe ei, pentru a demonstra că legea lucrează și aici la noi și nu totul se cumpără și nu totul se vinde. Amintim că așezământul militar Cimitirul Eroilor a existat din 1918 până în 1959. Aici sunt înmormântați ostași români, francezi, cehi, greci, polonezi, ungari și sloveni. Teritoriul a fost privatizat și vândut de guvernul Tarlev, unei companii cu capital francez la prețul de 70 de milioane de lei. Antreprenorul intenționa să construiască un centru comercial, însă primăria se opune. I-a propus în schimb alte câteva terenuri, însă niciunul nu a fost până astăzi acceptat. Ieșiți, ostașilor, din piatră. Ieșiți din bronz și din granit și întorceți-vă la vatră, la visul vostru neîmplinit. Să țineți căile câmpie din nemurire înapoi. De-acum vă încărunțesc, copii, voi nu veniți de la război. Să treceți peste apeline, să țineți drumul printre vii. Să țineți drumul printre vii. Vă sunt nevestele bătrâne, voi nu veniți din bătălii. Voi nu veniți din bătălii. Să treceți toamnele de aramă, din orizont în orizont. Vă mai așteaptă câte o mamă. Voi nu vă întoarceți de pe front. Să țineți calea neuitată prin lunga plină cu răchiți. Vă mai așteaptă câte un tată. Voi de prin lupte nu veniți. V-ați dus pe rând în infinitul cel neuitat și-n lăcrămat. Cel neuitat și-n lăcrămat. Ce doare piatra și granitul și bronzul în care ați plecat.
și bronzul în care ați plecat. Ieșiți, ostașilor, din piatră, ieșiți din bronz și din granit și întorceți-vă la vatră, la visul vostru neîmplinit, la visul vostru neîmplinit. Și-au primit certificatele și insignele de absolvire. Este vorba de participanții cursului post-universitar în domeniul securității și apărării naționale. Prezent la eveniment, ministrul apărării Valeriu Troienko i-a felicitat pe cei 36 de absolvenți, îndemnându-i să implementeze cunoștințele acumulate în instituțiile pe care le reprezintă. Pregătirea teoretică înaltă aduce și la rezultate scontate, la rezultate care schimbă situația în structuri, dacă vorbim de structura de securitate și chiar în popoare, dacă vorbim la nivel de stat, la nivel de națiune. Deci eu vă mulțumesc pentru lecția care mi-ați dat-o astăzi, deoarece ca conducător a Ministerului Apărării voi contribui la ridicarea la alt nivel de calitate a acestui curs și vă asigur că vom găsi rezerve și de ordin financiar, și de ordin uman, și de alt ordin care este necesar pentru a pregăti la nivelul corespunzător în sistemul de securitate a țării. La rândul său, colonelul Mihail Bucliș, comandantul rector al Academiei Militare a Forțelor Armate Republicii Moldova, instituție care a planificat și desfășurat studiile în domeniul securității și apărării naționale respectiv, a menționat că acest curs cu o durată de 14 săptămâni a avut la bază programe asemănătoare din colegiile naționale de apărare din România, Marea Britanie, Franța, SUA, Canada, Polonia, Germania, Italia și Estonia. Vreau să vă aduc la cunoștință că în cadrul acestui curs post-universitar au fost desfășurate vizite în unitățile militare ale structurilor de forță, o bună parte de ministerii, agenții, alte instituții de stat care ne-au pus la dispoziție baza materială pentru desfășurarea cursului. Lecțiile au fost oferite gratuit de personalități notorii care au tangență cu apărarea națională. Cei care au plecat la curs au avut motive bine determinate pentru a face acest pas. Printre ei s-a aflat chiar și preotul militar Corneliu Dobrogean. Pentru noi, din cadrul Metropoliei Moldovei, cei ce sunt de securitatea națională, deci am descoperit multe nuanțe foarte interesante care se manifestă în materie care am studiat, cei ce sunt de securitate energetică, securitatea națională, securitatea socială, de care și noi avem tangențe, să zicem așa, ține de stare morală spirituală. Deci pentru noi a fost un curs foarte util la capitolul de a cunoaște mai multe, luând considerație și specific activitățile noastre, Ministerul Apărării. Beneficiarii cursului au avut parte de lecții teoretice îmbinate cu cele practice. Pentru Ion Donea, șef de direcție la Ministerul Tineretului și Sportului, acest curs a fost foarte util. Evident că a fost foarte important, cu atât mai mult că eu am o predilecție către domeniul securitate și apărare națională. De fapt, și studiile care le-am făcut până acum, chiar dacă au fost studii civile, au fost axate pe domeniul de securitate internațională și în special regională, de aceea a fost foarte important pentru mine. În același timp, vreau să spun că este util nu neapărat doar pentru mine, dar pentru toate persoanele care ocupă funcții cheie în diferite instituții publice. În contextul în care vorbim despre reforma sectorului de securitate în Republica Moldova, iar reforma are nevoie de suport. Este vorba de documentele de politici publice care se elaborează de către organele de forță din Republica Moldova și au nevoie de suportul și avizul celorlalte instituții civile. Totodată, cred că este important de a studia acest domeniu, pe lângă persoanele care dețin anumite funcții în diferite instituții publice, cred că și per ansamblu pentru societatea civilă. Pentru că securitate nu înseamnă altceva decât supraviețuirea unui stat și menținerea, deci și a Republicii Moldova în special, ca un actor important, regional, și pentru a nu decide alte state asupra securității Republicii Moldova, cred că fiecare din noi ar trebui să învețe mai mult și în domeniul securitate și apărare națională, cât și să cunoască încotro ne îndreptăm. Cursul postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale, desfășurat în perioada 9 ianuarie-25 aprilie curent, este o premieră și a reunit reprezentanții ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Apărării, Afacerilor Interne, Tineretului și Sportului, Serviciului de Informații și Securitate, ONG-urilor și ai autorităților publice locale. Cursul este echivalentul studiilor postuniversitare din învățământul național și cuprinde abordări teoretice
teoretice și practice ale actualei problematici de securitate națională și internațională. Succesul tău mă face fericit, știu cât de mult ți l-ai dorit. Urcă sus, dar nu uita de fiecare treaptă în calea ta. Și concentrează-te asupra dragostei, multe de la sine se vor rezolva. Se va întâmpla, vei și cădea, dar te va ajuta doar ea. Încrederea. Viața este ca un test, e un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. Viața este minunată, trebuie trăită, nu visată. Iar dacă vrei mai mult mister, adaugă în ea sare și piper. Mă face fericit, știu cât norocul te-a ocolit. Trebuie să înveți cum soarta decide, când o ușă se închide, alta se deschide. Viața e un dar, trăiește-ți-o, și dacă nu zâmbește, tu gâdi-l-o. Și iar de căzut, învață lecția, îți va veni în ajutor doar ea. Încrederea. 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 Încrederea, încrederea. Viața este ca un test, e un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. E un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. Viața este minunată, trebuie trăită, nu visată. Iar dacă vrei mai mult mister, adaugă în ea sare și piper. Viața este ca un test, e un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. Viața este minunată, trebuie trăită, nu visată. Iar dacă vrei mai mult mister, adaugă în ea sare și piper. Știu cât de mult ți l-ai dorit, succesul tău mă face fericit. Republica Moldova în contextul integrării europene. Fanfarele au invadat piața Marii Adunări Naționale. De această dată, imnul Moldovei a răsunat alături de cel al Uniunii Europene, iar muzica și defilarea au fost dedicate în premieră Zilei Europei. Cu această ocazie, Primăria Municipiului Chișinău a invitat 12 grupuri reprezentative din Chișinău și Republica Moldova pentru un festival al fanfarelor. Dintre fanfarele cunoscute cu performanțe extraordinare în Occident este fanfara prezidențială și cea a Ministerului de Interne. Festivalul nu a fost cu element de concurs, deși fiecare colectiv a prezentat un program inedit. Pentru că la gala fanfarelor au participat și civilii, pasul de defilare a fost îmbinat cu ritmuri de vals, comunică major Vecislav Vesti, șef adjunct orchestra prezidențială. Avem un show deosebit, un defile, mai multe piese includ în show-ul nostru. O să fie interesant. Cât timp au luat pregătirile? În fiecare zi, practic, ne ocupăm undeva 4-5 ore, să zicem. Pe zi le dedicăm show-ului nostru. De astăzi. Membrii formației, cum se înțeleg ei în timpul prestației?
se ține că destul de bine, pentru că suntem profesioniști, bine pregătiți, suntem cu studii superioare, practic toți angajați care lucrăm și suntem bine dispuși de a colabora împreună. Indiferent de prestigiul festivalurilor la care au participat colectivele militare, civile și cele de copii au demonstrat unitate prin diversitate. Cât de importantă este această orchestră, este foarte și foarte importantă, pentru că anume această orchestră întâlnește toți oaspeții de onoare care vin aici la noi în țară, aici în Republica Moldova. Anume această orchestră colaborează cu foarte mulți artiști din țara noastră. Merită toate aplauzele. Orchestra prezidențială a Republicii Moldova! Orchestra prezidențială, compozitor, maestru Eugen Doga! Fanfara a poporului care locuiește aici și să zice mulțumesc că nu marșuluiesc alte popoare pe piața Marea Adunării Naționale. Deși sunt obișnuiți mai mult cu instrumentele muzicale, membrii orchestrei prezidențiale au demonstrat că și dansul nu le este străin. Defilarea fanfarei a fost urmată de mișcări sincronizate pe ritm de ciuleandra. Alături de muzicienii militari la gala fanfarelor au evoluat colectivele republicane din Holercani, Nisporeni și Șoldănești și 6 fanfare municipale formate din copii. Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Pe data de 15 mai, în fiecare an, Armata Națională sărbătorește alături de întreaga lume Ziua Internațională a Familiei. În acest sens, în toate unitățile Armatei Naționale au fost organizate o serie de activități cu rol educativ, așa cum sunt întâlnirea studenților militari cu reprezentanții Societății de Planificare a Familiei din Moldova, întâlnirea cu preoții militari pentru a pune în discuție simbolul familiei. De asemenea, au fost organizate concerte, recitaluri literar-artistice și cenacluri în toate unitățile Armatei Naționale. Sărbătorirea acestei zile are o mare importanță pentru comunitatea internațională, care acordă sprijin în mod constant și contribuie la îmbunătățirea cadrului legislativ și social în vederea creșterii rolului familiei în viața socială. Astăzi vreau să facem cunoștință cu o familie de militari. El, ofițer la Academia Militară Alexandru cel Bun, ea subofițer în cadrul Ministerului Apărării. Este vorba de soții Shram, Andrei și Tatiana. S-au văzut pentru prima dată în armată cu vreo 10 ani în urmă. A fost dragoste la prima vedere, afirmă locotenent colonelul Andrei Shram.
Deci eu cred că fiecare bărbat l-a tras în primul rând chipul și după aceasta, intrând în discuții sau găsând niște motive anumite legate de serviciu, eu singur le gândim cum să ajung încolo, fiindcă eram comandant pluton la pluton independent, unde avem sub răspundere personală bunuri materiale ce țin de echipamentul ostașului. Și eu permanent căutam motive ca să mă duc la funcționarul care răspundea, care duce evidență la bunuri materiale și găsăm motive ca să mă duc să mă întreb ceva sau să mai căsăm ceva sau alte întrebări. Însă, prima întâlnire în oraș a avut loc abia peste o lună. Evident că așa ceva nu se uită. Am stabilit ziua, da, și data, că ea, ca spre exemplu, joi, da, nu mai țin minte ziua exact. La orele 18, spre exemplu, ieșim în oraș, da, așa că tot, nu știu, ce s-a întâmplat acolo a fost o problemă, că comandantul de brigadă ne-a adunat pe toți și ne-au ținut mult. Atunci eu, într-adevăr, prima dată așa de des mă uitam la ceas. Nu în zadar se uita des la ceas. Iubita l-a avertizat. Deci el așa des se uita la ceas, că am spus din târzi, eu încui ușa și am plecat. Și cred că motivul ăsta, că mai des se uita la ceas, să nu întârzi, să mă scape. După 3 ani a urmat și nunta. Familia lor s-a întemeiat din dragoste, grație cărei au rezistat tuturor provocărilor întâlnite până la moment. Iar unul dintre ingredientele unui asemenea succes se datorează faptului că ambii sunt militari. Soția a văzut specific serviciul militar, adică ea mă înțelege. Când eu intru în serviciu pe noapte, când eu mă duc la poligon pe o săptămână, pe o lună, pe două chiar au fost și mai mult. Deci asta cred că noi mult ne ajută, pentru că soția cunoaște specific serviciul militar și eu la fel. Nu ne reproșează, da, deci ei vine târziu, deci te duci și așa mai departe. Eu cred că într-o familie unde este unul militar și altul civil, sunt probleme de felul ăsta. Așa cred eu. A doua, asta este copilașul nostru care s-a născut. Eu cred că în orice familie naștere unui copil, sănătos, frumos, eu, familia se mai unește și mai tare. Ne certăm ca să ne împăcăm și ne împăcăm ca să ne certăm. Vorba cântecului este valabilă și familiei Șram. Chiar dacă ne supărăm, facem în glumă tot asta, transformăm. Chiar și prietenii apropiați ne cunosc, dacă noi așa avem, poate undeva nici îndănim, dar oricum tot asta facem o glumă și chiar dacă suntem supărați și ne îmboldim, ei cred tot asta e o glumă. Ei voi iarăși cu glumele voastre, chiar să fie serios la noi tot e glumă. Timpul liber este hobby-ul fiecăruia dintre noi. Din păcate pentru soții Șoram, timpul liber este limitat, deoarece rigorile serviciului militar nu le permite să profite din plin de acest hobby, care poate că este unul dintre cele mai plăcute, de a fi împreună, toți în familie. Dacă cei civili au o zi de odihnă, la noi ziua de odihnă se transformă în ziua de lucru și oricum jumate de zi trebuie să o petrecem la serviciu. Sau aceeași sâmbătă soțul o cheamă serviciu sau zile este de sărbătoare, adică pe mine mă scoat la serviciu și sunt când și pe dânsul. La ce oră vă trezite? Primul soț. Eu mă trezesc eu primul, la orele 6 zilnică, fiindcă la 7:30 eu trebuie, cum trebuie? La 8 trebuie să fim, dar eu, așa mi-am propus eu, de când sunt armată națională, la 7:30 la serviciu. Regimul este așa, m-am trezit la oară 6, ne-am făcut un ceai. Soția îl trezește pe un micuț, îl duc eu la grădiniță, reușesc, adică la 7 eu sunt primul cu copilul la grădiniță. Deodată nu e nici nu și nu e educatoarea, ea știi, că eu la 7 cu dânsul la ușă, el e primul, cum și eu primul la serviciu, cred că și el e primul la grădiniță, cam așa se primește permanent. Și după asta eu plec la serviciu, la 7:30 la serviciu, dar în timp ce alădem, soția se pregătește așa și pleacă. În acest material v-am prezentat doar câteva secvențe din viața familiei Șram. Din fericire, în Armata Națională avem 10 de astfel de familii. Când două persoane cu adevărat se iubesc, arătându-și în timp că unul fără celălalt nu pot trăi, ajung să întemeieze o familie. Familia reprezintă o celulă importantă în cadrul oricărei societăți. Cu ocazia Zilei Familiei vă dorim multă sănătate și succese pe ambele tărâmuri, atât cel profesional cât și personal. Să ne trăiți! La mulți ani! Uite amurgul cum se lasă, luna printre nori veghează, lângă tine simt cum timpul s-a oprit. Și în brațe când ne ținem, vorbe dulci iarăși ne spunem, lângă tine simt doar timpul rătăcind. Uite zorii se arată, soarele-i cu raza-i caldă, noaptea a trecut, dar nu și dragostea. Omul doar o viață are și noi știm că-i trecătoare. Lângă tine, tânără, mie inima a
același drum în viață avem și fericiți în doi suntem. E drumul nostru ce ni dat să îl urmăm. Același drum neobosit, dacă iubești și ești iubit, e același drum pe care astăzi îl cântăm. Al nostru păr va ninge, lângă tine simt căldura ochilor. Ora ca și frunza cade, timpul ca și focul arde, numai nu și dragostea ce o trăim. Omul doar o viață are și noi știm că-i trecătoare, Dumnezeu de sus ne-a dat să o iubim. Același drum în viață avem și fericiți în doi suntem. E drumul nostru ce ni dat să îl urmăm. Același drum neobosit, dacă iubești și ești iubit, e același drum pe care astăzi îl cântăm. Fericiți în doi suntem, e drumul nostru ce ni-a dat să îl urmăm. Același drum neobosit, dacă iubești și ești iubit, e același drum pe care astăzi îl cântăm. E același drum pe care astăzi îl cântăm. E același drum pe care astăzi îl cântăm. Muzicianul și actorul român Ioan Ghiure Pascu spunea că familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev. La o mică analiză realizezi că spusele lui descriu perfect această relație conjugală. Părinții apar în calitate de profesori atât timp cât contribuie la educarea și formarea viitoarei generații, dar în același timp sunt elevii care se autoperfecționează în procesul de întemeiere și întreținere acestei celule sociale. De Ziua Internațională a Familiei, marcată săptămâna curentă, ne-am mai propus să aflăm care este părerea militarilor referitor la rolul familiei în societate și care imaginea unei familii fericite. Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, audiați subiectul ce urmează, realizat de colega Ina Ganța. Se spune că familia este fundamentul societății și aceasta poate fi dovedit prin faptul că oriunde în lume fiecare societate este structurată în același mod. Un bărbat și o femeie se căsătoresc și formează o familie. De-a lungul secolelor, rolul acestor unități sociale a crescut considerabil, devenind mediul în care se formează viitoarea generație, în care se cultivă anumite norme și valori. 6 ani consecutiv, Republica Moldova celebrează Ziua Internațională a Familiei. Prin activitățile organizate în această zi se accentuează importanța familiilor în societate și se promovează imaginea unei familii sănătoase. În cadrul acestui eveniment ne-am propus să vedem ce părere au militarii Armatei Naționale despre rolul familiilor și de ce ar trebui să le întemeiem. Familia asta este o susținere pentru copii, pentru a învăța, pentru a educa, pentru a îndrepta pe o cale corectă și a sprijini pentru ca să intre și în societate. Întemeiez o familie, dar trebuie răbdare. Este responsabilitate. Rolul familiei într-o societate, eu cred că este destul de important. Începând de la primii pași de acasă, unde constăm în educarea copiilor, ca copiii să ajungă departe, să facă o profesie, să aibă studii și să fie civilizați în toate ce își propun să fac, să nu ajungă să fie fără viitor.
Rolul familiei în societate, eu văd un rol foarte important. Familia este dată, ca să dai un exemplu, altelor persoane. Ele se creează două persoane care țin una pentru alta și țin la bine și la greu. E bine să creăm o familie, în primul rând, pentru a avea urmași, a lăsa ceva bun după noi. Fiecare om pământ are perechea sa. Pentru asta, fiecare face un cuplu. Familia este cucerul al societății. Dependență de educare copiilor în familie, dependență de stima, respectul, modul de trai, de starea financiară, depinde formarea unei familii sănătoase. Cât este mai sănătoasă familia, cu atât este mai sănătoasă și societatea. Cât despre imaginea unei familii împlinite, militarii nu au ezitat să enumere principalele ei caracteristici. Familia fericită este cea care are stimă reciproc între părinți, copii. Bunăstarea în familie, dragoste, copii și bucurii de la copii. Așa că de o familie fericită. O familie fericită, în primul rând, constă între ceea că să fie unit, să fie mereu împreună, să se reciproc unul pe altul, copiii să aibă educație la nivel și să se iubească, sigur. O familie fericită, eu cred că se creează din dragoste, dar nu se creează din bani, din avere. Când persoanele au tot ceea ce își doresc, se respectă reciproc una pe alta și trec greutățile împreună. Socot că o familie fericită este cea familie unde este înțelegere, unde nu este unul mai mare sau altul, unde este o stimă, unde copiii primesc educația care trebuie să o primească, nu ca într-o familie unde consumă alcool, droguri, părinții. Așadar, familia este celula de bază a comunității umane. Ea poate modifica dimensiunea, fața întregei societăți. De aceea, pentru a-și îndeplini rolul ei, familia va educa copiii în valori morale, astfel încât ei să crească și să transmită aceste valori generațiilor viitoare, făcând societatea un loc sigur și fericit pentru toți oamenii. Când era de vârsta mea, te jucai la fel ca mine, îți făcea de cap așa. Mamă, spune sincer, dulciurile îți plăceau și părinții tăi într-una te le interziceau. Copile, vei ajunge într-o zi, mamă, și aceleași întrebări vei auzi de la fiica ta și îți vei aminti de această zi. Și fiicei tale doar îi vei zâmbi. Tată, spune sincer, când erai de vârsta mea, îți plăcea să faci nefrutii și bunelul te mustra. Tată, spune sincer, când erai și tu ca noi, îți pierdea la fel agenda dacă încă ți-a vreun doi. Copiii, viața e un cerc, să-l înțeleg în cerc. Familia, familia, și domnița nu vedea. Tată, spune sincer, stăteai la televizor, priveai filme interzise la calculator. Copilele ajunge într-o zi, tată, și aceleași întrebări ne-i auzi de la fiul tău și îți vei aminti de această zi. Fiind tată și fiului tău doar îi vei zâmbi. Mamă, familie frumoasă, ar fi bine fiecare să aibă casă, și în casă, și pe masă, și atunci viața la sigur va fi frumoasă. Pe urmă eu nu mai sunt mic, nu mai sunt mic de fel, sunt mare și nu mai am nicio întrebare. De ce orfanii nu au nicio întrebare? Familia, familia, e un cerc,
Pensano in corpore sano, acesta este unul din imperativele epocii contemporane, epocă în care ritmul de dezvoltare a societății impune exploatarea la maximum a potențialului uman. Nu oricine poate face fața acestei realități, ci doar cei mai motivați și curajoși. Calitățile lipsite militarilor, în special celor care practică sportul. La Academia Militară Alexandru cel Bun există Catedra Pregătire Fizică și Sport, unde studenții militari au posibilitatea să-și fortifice pregătirea fizică. Cea care îi supraveghează și instruiește este capitan Natalia Lefter, profesoară la catedră. Catedra Pregătire Fizică și Sport, care este rolul ei la Academia Militară și dacă ar putea funcționa o astfel de instituție fără o astfel de catedră? Cred că, cum a spus un general român, în pregătire fizică și armata sunt legate foarte strâns și una fără alta nu ar putea exista. Dar în orice care instituție superioară, chiar și licee, colegii, educația fizică își are rolul său și joacă un rol foarte important. În primul rând, în ducerea unui mod sănătos de viață, învățarea sau însușirea și dezvoltarea deprinderilor la fiecare subiect, elev, student, și mai ales în Academia Militară, militarul trebuie să fie dezvoltat multilateral. Pe lângă pregătirea profesională, trebuie să fie la nivel și condiția sa fizică. Credeți, studenții se ocupă de sport aici la Academie? Uneori studenții au dus un mod sănătos de viață, dar nu erau într-atât organizați și adaptați la atât de des practicarea educației fizice. În fiecare zi, dumnealor au înviorarea de dimineață și diverse forme ale pregătirii fizice. Se are în vedere sportul în masă, educația fizică militară, unde își dezvoltă toate aptitudinile sale motrice. Studenții aici, în cadrul instituției de învățământ, au la dispoziție diferite săli de sport, de lupt, terenuri de fotbal, volei. Care dintre ele sunt cele mai solicitate? După activitatea care o avem zi de zi aici, sunt diversi studenți. Unii solicită sala de forță mai mult, își dezvoltă aptitudinile sale motrice în sală. Alții solicită sala de luptă, corp la corp și, desigur, avem studenți care solicită și stadionul pentru fotbal și volei. Dar avem unii studenți cărora le place și pista cu obstacole, care este în spatele blocului. Sunt un pic mai cointeresați la exercițiile aplicative militare. Domnișoarele, ce preferințe au? Unele preferă chiar și sala de forță, luând în considerație că sunt domnișoare, dar ceea ce mi se pare interesant, chiar și au unele întrebări și exercează unele procedee la pista cu obstacole. Și unele chiar preferă și lupta corp la corp. Temă spune că există în cadrul catedrei sport profesionist și sport de amator. Aveți studenți care practică sport profesionist? Noi avem și chiar în cadrul catedrei foști sportivi de performanță. Cum este domnul Igor Gâlcă, el a făcut jiu-jitsu, eu am făcut judo și sambo, Emil Guță a făcut fotbal, adică toți suntem din fiecare gen de sport și toți punem câte o particică pentru formarea fiecărui student. Care sunt cele mai mari performanțe ale catedrei pregătire fizică și sport? De la ce competiții au venit învingători studenții militari? Noi avem diverse performanțe, începând chiar de la campionatul Republicii Moldova până la turneu internațional, campionat european și campionat mondial. Avem locul întâi la campionatul european, locul întâi, 2 și 3 la campionatul mondial, la jiu-jitsu și diverse performanțe. Chiar avem studenți care activează mai multe genuri de sport și aceasta încă o dată se confirmă că un militar este multilateral dezvoltat. Cum îi motivați pe studenții care nu vor să practice sportul? Sunt studenți cărora într-adevăr nu le place sportul, au o viziune aparte, dar tot timpul l-am considerat că un profesor bun reușește să ajungă la inima fiecărui student. Nu putem impune, dar îi putem lămuri, îi trezi această dragoste față de sport. Nu sărbătoriți cumva ziua sportului Academiei Militare? Săptămâna curentă este ziua sportivului. Pe data de 16 am fost invitați la ziua recrutului în localitatea Hâncești, unde studenții noștri și-au demonstrat aptitudinile sale profesionale, exerciții din lupta corp la corp și chiar a fost și o demonstrație a armamentului.
ceva de genul ăsta. Muncă și dăruire, iar în rezultat performanțe și succese. Acestea ar fi cuvintele prin care am putea caracteriza studenții sportivi care duc faima Armatei Naționale atât în țară cât și peste hotarele ei. Studentul anului 3 la specialitatea artilerie, Dumitru Sârbu. Dumitru, tu ce gen de sport practici? K1. Ce este K1? K1 este kickbox și mai multe genuri de sport care au fost combinate și s-au adus la versiunea K1. De la ce vârstă practici acest sport? De la 16 ani. Dar unde ai văzut-o K1 și ai hotărât anume să îmbrățișezi acest gen de sport? Am început să mă ocup cu lupta de stradă. Sunt unele reguli care deosebește Muay Thai-ul de K1, dar mă lupt și pe Muay Thai și pe K1. Care este mai dificil pentru tine? Care elemente? Din K1 sau din Muay Thai? E mai dificil în Muay Thai pentru că acolo crez și cu coatele, cu genunchi și în priză poți să lovești câte genunchi dorești. Dar în K1 nu poți să lovești cu coatele, cu genunchi câte dorești, doar câte unul. Ai participat la competiții naționale, poate chiar internaționale? Am participat și la naționale și la internaționale. Unde? În Lituania am participat la campionatul european, în Latvia la campionatul mondial, în Ucraina dar la campionatul Ucrainei. Ai venit și cu rezultate acasă? Desigur. Locul 2 la mondial, locul 2 la Europa, de 2 ori și de 4 ori sunt campion în Republicii Moldova. Te ocupi în continuare cu acest gen de sport? Desigur. Cât de des? Fiecare zi. Aici la academie ai posibilitate? Am posibilitate, ies după ore la antrenament. Dar aici nu ai condiții? Sau nu ai antrenori? Sau care da, nu e antrenorul meu. De aici condiții se găsesc, dar antrenorul, sala mea este în oraș. Îți permit superiorii? Desigur, dacă ai rezultate. Și ești responsabil? Permit. Ce înseamnă sportul pentru tine? Sportul este o parte din viața mea. Eu nu știu cum ar fi dacă cum aș ocupa cu sportul. Nu știu dacă n-am început atunci la vârsta și sau când să mă ocup cu sportul, nu știu ce rău acum. Ceva în viața mea. Ai și alte preferințe în afară de K1? Tot sportul îmi place. Fotbalul îmi place tot, dar de mult n-am jucat. Pentru că nu am timp. Când este posibilitatea de jucat în fotbal, ies și joc. Da. Cum e viața de student la Academia Militară? E greu? Dacă nu te gândești că e greu, e bine. Unii se îndrăgostesc de sport de la o vârstă fragedă, iar alții mai târziu. Andrei Manic, student al anului 4, practică jiu-jitsu. Ce presupune acest gen de sport aflăm chiar din prima sursă. Este un sport care a provenit de la feodalii chinezi și japonezi. Hotocest practică de mai mult timp, are sute de ani. Și tu cum ai aflat de acest gen de sport? Acest gen de sport am aflat la Academie în anul întâi. Domnul colonel rezervă Gâlcă Igor este antrenorul meu. Adică ai 3-4 ani de când îl practici. Da, 4 ani am de când practic sport jiu-jitsu. Noi am fost luptător liber, luptă liberă. Este diferență dintre luptă liberă și jiu-jitsu? Este diferență, deoarece în luptă liberă sunt alte procedee, dar aici sunt procedee de loxare, de strangulare, diferite. Care este mai greu pentru tine? Jiu-jitsu. De ce? Că nu eram dat cu așa sport și vine mai greu un pic să fac așa sport. Cât de des te antrenezi? De luni până vineri. Fiecare zi? Fiecare zi. Și că durează un antrenament? O oră jumate. Până sunteți mai mulți studenți, colegi? Da, suntem 6 studenți la noi. Ce performanțe ai în acest gen de sport? Triplu campion republican la jiu-jitsu, a treilea loc la europene în Serbia și a doilea loc la mondial în Antalya. În această perioadă ai fost în țările astea? În da. 3 ani de zile, în 4? Tocmai. Și unde a fost cel mai greu pentru tine? Unde ai întâlnit cel mai dificil concurent? Concurența a fost la mondiale, în Turcia. Acolo a fost mai dificil ca niciodată un marocan și am fost mai grea lupta în final. Te-a bătut? Da, am bătut de la el. Oricum, contează participarea. Okay. Intenționez să te ocupi cu acest gen de sport și după finisarea studiilor militare sau pui punct? Dacă o să am posibilitate, eu vreau să continui mai departe cu acest gen de sport. Cred că o să am posibilitate de asta vință. În fiecare a treia săptămână a lunii mai, în Republica Moldova este marcată Ziua Sportivului. Cu această ocazie felicităm toți militarii pasionați mai mult sau mai puțin de activitățile fizice, a cărei practică presupune antrenamente metodice, respectarea anumitor reguli și a unei anumite discipline, având la bază elementul competitiv și urmărind obținerea de performanțe. Militarilor deloc nu le este străină această definiție a noțiunii de sport. Să trăiți! O săptămână reușită până duminica viitoare. Domnița Jechiu, Denis Rotaru, pe curând!